Ce gând! Și autorul acestui gol, Săt Mareanu, minutul 27 ale reprizei secunde, Steaua deschide scorul prin lovitura de cap a lui Săt Mareanu. Marin Florin, Savu, Râșniță și 1-1 în minutul 88, autorul golului Râșniță. Deci cu 2 minute înainte de finalul celor 90 de minute, Râșniță. Meciul s-a dus în prelungiri unde nimeni nu a reușit să înscrie și s-a ajuns la penaltiuri. Iordănescu și 2-1 pentru Steaua. Savu. Și scoate Moraru. 4-3 pentru echipa Steaua. A Elenei. Și scoate Ionită. Sameș. 6-6. Rapidul are o șansă. Manea în fața finalei. Și Rapidul a ajuns în finală. Pentru a noua oară, Rapidul va încerca să câștige finala. Rapid București învinge Steaua cu 7-6 după 120 de minute de joc și lovituri de la 11.